And now the end is near, and so I face the final curtain. A căzut cortina. Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața de într-o zi de cât de marți. Hai, ca să ne exprimăm cum vrea practic mușchiul nostru, că e liber în țara asta. Ce mai contează? Decât bună dimineața, spuneam într-o zi frumoasă, decât de martedi, de marți, e o zi de 30 ianuarie, o zi frumoasă de dimineață, vă vine să credeți sau nu, în Suceava, în zona metropolitană, dar nu numai, în Rădăuți, în Fălticeni, sunt 6-7 grade de dimineață. E adevărat că e un cer acoperit așa și nu prea vesel de dimineață, dar sunt 6-7 grade cu plus de dimineață. Astăzi vom avea parte de soare, nu că ieri n-am fi avut, va fi și un pic de soare, vor fi și norișori, o maximă care va merge pe undeva pe la 7-8 grade și o minimă mai răcoroasă un picuț pe noapte, așa undeva pe la minus 2, minus 3 grade. Temperatura resimțită de dimineață undeva în jur de 3 grade și o umiditate între în jur de 80%, să spunem așa, între 78 și 88% umiditatea. În zona de munte lucrurile se schimbă o leacă, dar tot cu plus. N-avem ninsori, cel puțin nu în Câmpul Lung Moldovenesc. Nu sunt ninsori la ora la care noi povestim, sau poate sunt și nu știm noi, dar cel puțin ceea ce ne spun cei de la Meteo prin device-urile pe care le avem, zic că n-ar fi. S-ar putea să fulguiască așa un pic timid pe la Vatra Dornei. Și acolo temperaturile pozitive, 3 grade cu plus de dimineață și la Câmpul Lung și la Vatra Dornei, mai urcă un pic temperaturile sau, mă rog, rămân constante așa pe timp, pe parcursul zilei, pe la 3-4 grade cu plus. Se mai răcuresc pe timp de noapte pe la minus 7. Temperatura simțită e în jur de minus 2 grade și o umiditate în jur de 88%. Adică se simte, pentru că știți, povestea aia cu umiditatea nu-i degeaba trecut acolo. Numai vântul să nu bată, spune o anume etnie colocuitoare. Pe de o parte, pe de cealaltă parte, umiditatea se simte foarte bine atunci când vorbim de corpul uman. Toată treaba e bine, vremea e bine, vremurile, deci nici nu mai discutăm. Practic vorbim cum vrea mușchiul nostru, că oricum decât degeaba. Asta este viața și asta este trebile și trebuie. N-are niciun fel de relevanță. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața. Știți ceva nou despre pârtea de la Depărarău? Da? Am văzut că insistați că este zăpadă, că nu zăpadă se face la Câmpul Lung. Știu că nu se mai... deci nu, au trecut două săptămâni, au trecut o lună, o să mai treacă și o să mai treacă și tot degeaba. Eu am înțeles de la domnul Negură, tot confund cu Negură. Deci, așa. De la domnul Negură că PSD-ul i-a promis. Da, cum n-a promis? Dar PSD-ul a promis unei țări întregi. Sau cel care a promis numai... Deci, Florin, în povestea asta cu promisiunea, știi, este una. Deci, cum e aia cu deșteptul, făgăduiește. Și cineva trage nădejde. Și Negură... Trage nădejde. Deci cam asta este. Vorbește. Adică, da. Deci, un pic, una e nădejdea, ca să spun așa, și alta este și vorbești despre ea. Păi a vorbit, a zis că nu și că gata, nu, și că nu da. Mai povestește. Pentru a spus că da, domnul Negură. Eu așa am auzit de la dumneavoastră, mai că ne certați că nu știu ce... Că vorbim de pârtie, da. În condițiile în care deja se schia acolo. Era totul în regulă. Eu încă mai răspund la telefoane prietenilor din Bistrița, trebuie să le spun, care tot mă sună și mă întreabă, nu dați drumul la... Că ne-am întors din Austria de la schi și poate mergem la voi la schi. Da. Deci la modul ăsta... Deci la anul pentru și... Pentru că așa mi-ați spus, că 99... Eu le-am spus. Deci, prima dată când m-au sunat așa, le-am spus că e 99,99%, că așa citisem din... La gazetă, așa scria, sigur că da. Așa că, de fapt, tot tehnic era ok, doar era o problemă de administrare. Dar înțeleg că problema de administrare nu e problemă, ci că de tehnic e, dacă nu e bani. Dar domnul Negură ne-a liniștit că totul e în regulă. Așa că, de asta, nu, am văzut că insistați cu ninge, nu ninge la Câmpul Lung. Ar fi fost o informație, într-adevăr, utilă pentru telespectatorii noștri, dacă era pârtie. Dacă e așa, cum le-o fi noroc cu celor de la Câmpul Lung, cu domnul Negură? Dar se va ridica și Negura la un moment dat și va apărea și pârtea, se va vedea și pârtea acolo. Probabil asta e condiția ca să se întâmple. Vrea o lumină! Vrea o lumină în viața mea! Bă, deja de acum știu, am certitudine de ce să pun ministrii foarte rar din Moldova. Sau mă rog, de acu ești de pe la noi. Ca, e clar. Ieri a fost rectorul Universității Suceava, Valentin Popa, a fost...
a trecut de comisia, da, a fost un spectacol întreg acolo. Ne-a explicat domnia sa că de 6 ani face, de când este rector, face tot bâlbe și continuă să le facă, pentru că vă dați seama, până și ieri domnul rector n-a putut să-și controleze emoțiile și a comis-o, a intrat și așa într-o zonă de asta de, de cum să-i spun, o conflictuală, dacă vreți, prin prisma plagiatelor, dar, pentru că e la început, pentru că nu știe ea, pentru că nu știu ce, hai să lăsăm să fie bine ca să nu fie rău. Suceava are un ministru și nu orice fel de ministru și nu orice care, un ministru al educației. Din păcate va intra în istorie sub o altă denumire, pentru că așa se întâmplă în istoria nescrisă, așa cum Ecaterina Andronescu a ajuns să fie Abraham Burica educației din România, probabil la fel cum Genunche de dinainte de Valentin Popa, Liviu Pop, numele lui, de cât de familie a rămas așa în istorie, probabil că și într-o oarecare măsură rectorul din Suceava va rămâne și el cu o denumire. Nu o să o spune pentru că o spune toată lumea. Foste și cadouri în comisie, goțiu, ca să nu... Dar de fapt pot să spun cum vrea mușchiul meu, adică pă, ce dracu. Mă, mai acum cu limba română, cu alea, cu bă, cu regionalistele, ei, fac și vreau eu, ei. Ca să fie clar, ei. La ziua. Să fie clar, ziua bună, fac și vreau eu. Și cum vreau eu, chiar dacă ne vedem interplanetar și intercosmic și pe unde vrea mușchiul meu, dacă ne-am înțeles. Dar ca să fie foarte clară treaba, să nu mai atâta așa. Deci a primit și o carte de gramatică de la Goțiu și a fost o chestie acolo cu tine. Adică a fost un fel de spectaclă. Eu nu știu cum aș fi făcut eu față interesant la povestea asta, dar pe mine nimeni nu m-a pus ministru și nici nu o să mă pună vreodată și nici dacă ar vrea să pună dirușânii, tot nu m-aș duce. Adică să nu mă fac dirușânii, parcă tot nu m-aș duce la așa o demnitate. Guvernul Dăncilă a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Stăteam și mă întrebam totuși, așa, după, bă, nu le-am foarte tare, dar cât de confortabil se simte domnul Popa într-un guvern condus de Dăncilă, o doamnă de la Videle, care a terminat la Videle, la facultatea, știți, nu, este universitatea la Videle acolo, foarte bună, Dăntel Orman, și cu un vicepremier care are, într-adevăr, o origine sănătoasă, nu știam cum, o origine sănătoasă, e vorba de Paul Stănescu, care a plecat de la tractorist, care, de altfel, tractorist este o meserie foarte onorabilă, doamne ferește, nu vreau să fie jignist tractorist motivat de Paul Stănescu, da? Deci cam, mă rog, mă întrebam și eu așa, da, îmi pun și eu întrebări dacă eu nu sunt așa. Și nu așa. Eu sunt convins că treaba să fie bine. Îl vom putea întreba pe domnul rector când va veni prima dată la Suceava, chiar îl putem întreba acest lucru, cum se simte acolo. Și e adevărat, atunci trebuie să ne asumăm și un răspuns. Deci dacă îl întrebăm... Da, de ce să n-aveți? În schimb, eu aș întreba... Nu, n-am curaj să pun întrebare, n-am curaj să spun răspuns. USR, numai un pic. Aș întreba liderii de la USR, nu știu, există organizația USR în Suceava? Da, i-aș întreba dacă își asumă gesturile colegilor lor din Parlament. Cum îi întreb și pe peneliștii din Suceava dacă își asumă gestul colegilor lor din Parlament. Pentru că dacă, repet, dacă vorbim de gramatică, eu cred că gramatica ar fi trebuit să fie lăsată la unii colegi peneliști din Parlament. Dacă e vorba de gramatică. Cât despre pamblică, m-am mai uitat peste niște înregistrări. Să știți că avem mulți. Nu sunt convins. Da? Din spațiu public local, ca încă să o dată exprim spun, așa. Încă o dată spun, ca să-l citez, Florin, cu scuzele de rigoare, ca să-l citez, chiar pe noul ministru al educației, Valentin Popa. Domnia sa cu gurița domniei sale a spus ieri, nu știu dacă la audieri sau după audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului, a spus, într-adevăr, este de neiertat și așa să este, fii ministru, să fii rector și să comiți asemenea greșeli și să fii și ministru și să comiți asemenea greșeli. Da, este de neiertat. Și eu sunt în asentiment nimeni cu domnia sa. Dar nu spune nimeni deci altceva. Eu spun că dacă aducem acest criteriu în spațiu public, să-l aducem pentru toți. Și ok, așa și trebuie. Când deci o să-i vedem nominalizați în ministeri, dar nu doar la ministere, nu vorbim de demnități.
Da? Și atunci, într-adevăr, gramatica să fie, știu eu, un criteriu pentru oricine își depune, spre exemplu, candidatura la Camera Deputaților de la Rădăuți. Întreb. Îl văd astăzi, îl văd cu poză din aia tolănită. Este o poză tolănită cu domnul acolo lângă... Dumneavoastră, în zona Rădăuți acolo. Dar nu am cum să nu, pentru că este vorba de modelul de reprezentare pe care ne l-au oferit unii, care astăzi vin cu cărți de gramatică în Parlament. Păi cum să vii tu de la PNL, acum fără nicio treabă, cu o carte de gramatică, la un profesor universitar în condițiile în care, da, a făcut greșeli, face greșeli. Și când continuă să facă greșeli. Când tu l-ai promovat pe Mihalescu în Parlament. Tu, partid PNL. Deci, cel puțin, de asta spun, cel puțin la Suceava, în momentul în care vorbești de gramatică și l-ai pe Mihalescu, lucrurile sunt de-a dreptul revoltătoare, din punctul meu de vedere. Cum revoltător poate fi pentru o țară întreagă că ministrul al învățământului a ajuns o persoană cu asemenea probleme. Dar, repet, sunt mulți absolvenți de Universitatea Ștefan cel Mare, de la Universitatea Ștefan cel Mare, dintre cei care acum ajung într-o situație în care asta este. Și asumă fiecare, dar repet, aș vrea să știu și eu care e părerea celor de la USR Suceava. Spre exemplu, vorbind de demnități, așa, nu crezi că la un moment dat, vorbind de chestia asta, eu nu sunt parțial de acord cu ce spui tu, doar că, cum spuneam, acel personaj nu este, acea persoană nu este nici rector și nici propus ministru. Nu este deputat în Parlamentul României. Dar nu e rector în Parlamentul României. Deputat în Parlamentul României este. Florin, perfect de acord. Dar n-am spus doar nici un, nu okay. Este propus asta, pentru anume demnitate. Și eu sunt perfect de acord că acesta să fie criteriul pentru selectarea demnitarilor. Dar ce vreau să spun, din păcate în România, în România ultimilor ani, nu doar asta se întâmplă, se întâmplă în România ultimilor ani că lucrurile au, din păcate, la capitolul ăsta au degenerat. Mai tot ce înseamnă demnitate publică e luată la mișto și atunci ne și întrebăm de ce copiii noștri, de ce viitorul nostru nu ne aduce foarte, foarte bine și ne pleacă copiii din țară. Probabil că așa avem și motivația. Cam de asta pleacă din țară, pentru că dacă n-ajungi să fii ca ei, n-ai niciun fel de șansă. Dimineața ascultam, era o știre, unde sunt cei mai mulți beneficiari de ajutoare sociale ca și număr, dar și valoric. Și vorbim aici de milioane de euro. Și mă și gândeam, am vrut să stric singur în mașină, știi, Suceava! Am luat pe aia, Vaslui! Mi-au luat-o înainte, au spus din Moldova. Răspunsul a fost nu, nu-i din Moldova. Bă, nu se poate. Deja m-am simțit un pic. Nici măcar Teleorman. Deci dacă îți dai seama, erau de la Dolj. Teleorman era undeva pe 2, pe 3. Erau de la Dolj și erau cu miile și acolo milioane de euro. Și atunci, atunci ajungi să-ți dai seama de ce lucrurile se stabilesc în tot ceea ce înseamnă românica asta, a noastră, acolo unde se stabilesc, cum se stabilesc și de ce România merge așa cum merge. Guvernul Dragnea 4 sau 3, cât e asta? 3, 4, deci nu, că 1, 2, 3. Nu, 3, dar nu, 4 vine imediat. Cu zilele numărate, dar spune domnul Mihalescu. Guvernul cu zilele numărate. Dar nici măcar n-a spus-o, nici măcar... Nu, dar scrie la gazetă. Eu știu, am înțeles. Deja zilele numărate. Deci, dacă a spus domnul Mihalescu, deja e lege. Eu cred că mai degrabă au spus-o PSD-ști decât Mihalescu, că ei au tot schimbat la 4-6-7 luni guverne. Dar guvernul a început și a început treaba, merge pe repede înainte, cât de repede vom vedea. Cert este că și-au asumat, am văzut și niște chestii, cu declarația 600 spunea Dăncilă că nu mai e valabilă, că mai pică niște taxe nu știu care, că se mai ridică niște salarii. Și în rest, nu mai de bine. Nu se discută despre investiții, nu se discută despre nimic altceva, cel puțin dacă vorbim de Suceava. Suceava în continuare nicăieri. Nicăieri dacă vorbim de Câmpul Moldovenesc și de Pârtie, nicăieri dacă vorbim că am văzut o interpelare a unui deputat de la ALDE care spunea, a întrebat de Suceava, evident, și e singur, așa că o să-ți vă dați seama despre cine e vorba, și care l-a informat pe noul ministru al transporturilor că centura Sucevei nu e gata nici la 10 ani de la începerea ei, și asta este o realitate. Nu sunt ministru și nici nu mi-o doresc și nici nu așa, dar probabil
că răspunsul e simplu, nici în acest an 2018, în care trebuie intrat, nu se va termina. Probabil în 2019, și asta motivat de faptul că este un an electoral, se va întâmpla ceva. Sunt alegerile europarlamentare și sunt cele prezidențiale, atunci poate că se va întâmpla ceva, sau mai degrabă poate la în 2020, anul alegerilor locale și al celor generale. Până atunci însă, liniște, liniște, liniște multă în tot ce privește investițiile din județul Suceava. Rien va plus, ar spune crupierii, deci nimic nu merge nici măcar la noi. C'est la vie, toujours parsivă. Și românul, toujours, că se poate acum să-mi dau drumul decât să cumpere mușchiul meu, toujours naivă. Că nu mai contează că decât ea că e dezacordul sau nu e, că până la urmă se la vie. N-am înțeles până la urmă. Este o prioritate pentru cineva, centura Sucevei sau nu? Pentru că nu a fost sfârșitul mandatului domnului Tudose, când dintr-o dată, da, la Sucevița era marea întâlnire a grupului câștigător, dovedit câștigător din PSD. Pe de partea cealaltă, Tudose povestea despre centură și drumul expres. Acum auzim Aldele că vorbește despre centură. Hai să... Și când, da, este ceva clar, măcar ceva, un leu, să știu că s-a întâmplat ceva nici anul ăsta măcar, despre nici centură. Măcar am văzut o declarație a senatorului de Fălticeni, cu al cincilea mandat în Parlamentul României, șeful PSD-ului de la Suceava, domnul Stan, care spunea în dulce grai moldovinesc, bucovinean, așa cum vrea el practic, că asta am înțeles că așa practic regionalismele le folosești pentru că ești și nu te lași niciodată de ele. Deci cu el te-ai născut și cu el mori, graim practic cum vrem. Ne spunea frumos domnul Stan că se, ceva legat de școli, de 120 și nu știu câte de școli, care nu știu ce vor, se vor repara, se vor moderniza și așa mai departe și practic 123 de școli. Deci asta e singura declarație. Rest de drumuri, de centură, de rădăuți, șosea de centură, Suceava, eu știu, mai trebuie să trebuiască șosele de centură și în celelalte, Foldiceniu, spre exemplu, la avea nevoie. Măcar, Câmpul Moldovenesc. Dacă nu sunt șosele de centură, măcar ați auzit noastră despre vreo discuție despre achiziționarea de WC-uri mobile sau ceva de genul ăsta? Dar de ce nu avem porumb destul sau ce? Pentru școli. A, pentru școli. Dar nu, cum n-avem? Avem, dar cum n-avem în fundul curții, frumușel făcute din betoane, cu beton frumușel, avem plăci turnate, cu o gaură frumușel în mijloc. Treaba e, deci, briș. O lecuță frumos, date așa mai într-o parte, mere să arată copil în colul normal și când vine înapoi, vine așa. Nu știi dacă o rezolvat sau nu problemă, din cauza frigului, evident, pe timp de iarnă. Nu, deci nici măcar din alea. Nici măcar din alea, continuăm să fim așa cum suntem, dar mergem pe treaba noastră, adică e bine. E, asta trebuie să înțelegeți că, uite, PSD Suceava anunță că 123 de școli și grădinițe vor fi modernizate în acest an. E legat de subiectul Ministerul Educației și de noul ministru. De la noul ministru, rectorul Popa, eu aștept cu mult mai mult. Aștept să aud că se va întâmpla ceva în zona campusului universitar de la Moara, că se va întâmpla ceva, nu știu, extraordinar în ceea ce privește modul sau se va stabili odată pentru totdeauna tot ceea ce ține de învățământ și se va stabili odată, nu cu schimbări de astea în fiecare an sau odată la 6 luni, vis-a-vis de, nu știu, de examene, de bacalaureaturi, de admiteri, de deci odată poate pentru totdeauna, poate nu o să mai vină și domnia sa cu manuale de făcut genoflexiuni și flotări, poate, sau eu știu, poate va veni și cu alte îmbunătățiri, aștept de la domnia sa și nu numai eu, cred că o țară întreagă așteaptă la domnia sa să schimbe ceva în sistemul ăsta, mai ales că vine dintr-o zonă activă, speță rector la Universitatea de aici, din Suceava. Bă, pentru că tot ne vedem interplanetar, ca să ne înțelegem, avem totuși un ministru, da, de la Suceava, adică fruncea sus și grăiți cum vreți, ca să fie treaba în regulă, da? Ok, deci cam astea sunt așteptările, vom vedea ce se va întâmpla. Eu sper doar ca domnia sa, mi-aș dori ca domnia sa să termine mandatul, peste 140 de ani sau când o să vrea domnia sa, să termine mandatul cu fruntea sus și să ne ajungă
să ne ajungă de poveste, ca să folosesc și eu așa o expresie, mă înțelegi, nu foarte, adică decât așa cum vrea mușchiul meu. Mi-aș dori, pentru domnia sa și nu pentru altcineva, mi-aș dori să nu iasă altfel din politică. Eu pentru, că din pentru, politică Suceava, pentru Suceava mi-aș dori ca domnul Popa să-l poată ajuta pe domnul Lungu să construiască o sală de sport, că e bună și pentru echipa de handbal la universității. Nu mai mult de atât. Că treaba aia cu campusul... Să face. Așa. Dar dacă tot se chinuie domnul primar de atâția ani, poate îl ajută domnul Popa. Acum are o pilă la domnul Popa. În guvern. Păi da, da, nu-i de acolo. La guvern deja, nu la domnul în guvern. În guvern. Are o pilă în guvern, no, domnul aici, primar. Aici și complicat. Poate depășește etapa pozelor în fața instituțiilor publice și construiește acea sală pe care o tot promite, unde să joace și echipa universității, echipa de handbal la universității. Și a orașului, pentru că e plătită și din bani publici. Deci... Ar fi o mare realizare pentru Suceava și chiar la modul serios mi-ar face mare plăcere să aud că în acest mandat al actualului guvern cu zilele numărate s-a întâmplat ceva bun în această direcție. În rest, este o vorbă la români, știți, mai multe zile decât colaci. Vom vedea. Vom vedea ce se va întâmpla. Care este și cum este. Ideea e că nu putea nimeni mai rău domnul Popa în această funcție decât acum. Al treilea guvern al unei alianțe, de fapt, nu, într-un an și o lună, am văzut până și un președinte aseară blazat de, da, vă dați seama, tot la 6 luni faci ceremonii pentru încă un guvern. Până și discursul parcă era asemănător. Adică știi cum e, nu trece stămâna aproape și îl trezesc consilierii dimineața și mă întreabă, Iohannis, ce avem azi? Hai că azi avem depunere de jurământ. Cum iar, mă? Cum? Iară? Da? Păi da, avem iar guvern, da. Da. Trecut 6 luni, trecut da. Când a trecut 6 luni? Păi da, știi? Așa. Nu, dar de fapt mai repede acum. Poate ridică și PSD un pic stacheta până la 5 luni, la 4 luni, poate mă gândesc și eu, știi? Vreți să-l întreb pe ce știu, pe cine să întreb? Dacă mă întreb, eu știu pe ce să întreb, chiar știe. Știi, în acest punct de vedere, dar răspunsul e în altă parte, nu la noi. Eram curios la un moment dat de reacția președintelui în momentul în care rectorul Universității din Suceava i-a prezentat jurământul semnat, în condițiile în care, știți, s-au mai întâlnit pe la universitate, când au fost evenimente nu chiar atât de blamate de în spațiu public, să spunem. Să uităm, Universitatea din Suceava a fost gazda întâlnirilor dintre președintele României și a Moldovei. Domnul Popa a fost gazda. Atunci mergea și cu pamblică. Acum nu merge. Au fost tot felul de situații. Da, era vedetă în presa centrală în momentul în care amintea ambasadorului rus cum e treaba cu frânele la tancuri. Atunci mergea. Acum nu merge. De asta, aș fi extrem de curios, prieteni, am înțeles că este organizație, nu știam că este organizație USR la Suceava. Ce părere au cei de aici? Pentru că mulți dintre cei care încă mai viețuiesc prin anumite zone, pe la Universitatea din Suceava, cea pe care o blamează acum, au trecut nu la universitate. Nu universitate. Să facem totuși... Nu, nimeni n-a spus de universitate că a făcut și adres. Pentru că, dacă ar fi să ne luăm, universitatea, cei de acolo își fac treaba, e vorba de reprezentantul ei și asta nu înseamnă că toți cei de acolo vorbesc la modul ăsta. Hai să fim serioși. Atunci se facă precizarea. Nimeni n-a ridicat. A spus de persoană. Să se facă precizarea aceea căror sursă este cunoscută. Precizarea e făcută. Nimeni nu s-a luat, nu s-a legat de un ministru. Altfel, diverse frustrări acumulate de unii a căror examene au fost tot repetate, nu trebuie aduse la nivel de scandal național. Trebuie explicat și acest lucru. Dar apar anumite frustrări ale unora care au trebuit să repete anumite examene. Și atunci, asta e situația, nu e nicio problemă. O explicație de acest tip ar trebui dată tocmai pentru că ne vedem planetar. Și aș vrea, în primul rând, de la cei de aici, din Suceava, da? Dacă au o problemă cu universitatea îi deranjează sau domnul Popa? Pentru că altfel imaginea domnului Popa se răsfrânge asupra universității. Cred... și apar confuzii. E normal să se răsfrângă, dar e vorba de domnia sa și nu e vorba de universitate. Ca să ne înțelegem, n-am văzut niciun fel de reacție legată de universitate sau de calitatea actului de învățământ de acolo, nici pe departe.
toată lumea când a discutat, a discutat de domnia sa și de modul cum exprimă. Și domnul Popa a și făcut precizări, a zis, bă, sunt un bucovinean autentic și în toată viața mea am folosit aceste, aceste regionalisme, le-am folosit și o să le mai folosesc. Pamblică, așa se spune la noi, 50% dintre sușeveni spun pamblică și nu panglică. De, da, și băi, deci suntem pamblicari și nu panglicari. Deci, ca să zic așa, dar de, am, cu asta am înțeles-o, inclusiv în străinătate, spunea domnia sa, atunci când a participat, el, ca și persoană, a folosit la fel tot felul de regionalisme. Deci, dacă mai și greșim și noi, e decât de acceptat, pentru că de, suntem în zona regionalismelor și, practic, le folosim cum vrea mușchiul nostru. Da, avem ministru de la Suceava, avem ministru care are o mare provocare în față. Vorbim de învățământul din România, care este așa cum este, și vorbim în special, lăsați-mă să cred că va face ceva și pentru învățământul din Suceava. Pentru că până acum, din păcate, mai nimic. Suntem pe niște locuri foarte onorante, așa cu să mor pe un loc onorant, undeva spre coada clasamentului, la capitolul învățământ, infrastructură și așa mai departe. Din păcate, spun la capitolul infrastructura din învățământ și nu altceva, să nu fie înțeles greșit. Nu că la alte capitole asta foarte bine. Ok, luăm publicitate, dragii mei, ne reîntoarcem și mai povestim, că mai e câte ceva de spus. Revenim.